Mă gândesc la violonistul și dirijorul Tudor Pan. Cu doi fii care îi continuă arta, Marian și Petrică Pană, și mai mult, ceea ce puțin știu, are o nepoată, elevă la clasa de nai la Liceul de Artă din București. Îl vom asculta pe violonistul Tudor Pană, acela pe care dumneavoastră l-ați urmărit adineauri, dirijând formația Ciocârliei prin anii 70.